Elevii Colegiului Național Mihai Viteazul din Ploiești au ieșit cu zâmbetul pe buze din sala de examen. Prima probă a bacalaureatului nu i-a pus în încurcătură. A fost chiar ok, nu eram oricum de panicată, nu aveam probleme, că știam că trebuie doar să vorbesc, să răspund la întrebări. Textele au fost ușoare și din ce am observat din textul meu și din cel al colegilor, că am fost atentă și la ei, e un examen chiar ușor. Adică e mult mai ușor decât cel scris, asta este clar. Ai emoții la probele scrise? Nu neapărat, că eu unde dau la facultate nu am nevoie de media la BAC și doar vreau să iau o notă care se dămne de mine și fiind elevă acestui liceu. Surprinzător de ușoară. Te așteptai? Nu. Ai avut emoții înainte? Un pic, da. Dar a fost destul de comod până la urmă. Ce ai avut de făcut? De spus care este stilul dintr-un text. Eu am avut un articol de lege, deci cred că am fost printre cei norocoși. Și de argumentat o opinie despre activitățile extrașcolare, deci, din nou, cred că am fost un om bun de întrebat pentru că am o experiență pozitivă. Cum crezi că vor fi celelalte probe? Cu siguranță mai dificile decât asta. Sper să nu fie foarte greu. Da, eu consider că m-am pregătit unde a ajuns. A fost destul ușor pentru că mi-a picat un text așa despre comunicarea digitală și am vorbit din propria experiență și m-a ajutat foarte mult. A fost legeră, așa ne-a introdus un pic în mediul ăsta de examen. Avut emoții? Nu, n-am avut emoții, dar a fost totul foarte bine, lejer. Ce calificativ crezi că o să primești? Experimentat, cred. Nu, n-are cum să fie altfel de rezultatul. Ce să zic? E asta cea mai ușoară dintre toate probele BAC-ului? Da, clar. Eu cel puțin am certificate și la competențele la engleză și la TIC și nu o să mai vin săptămâna viitoare. Și pentru mine, clar, asta o să fie cea mai ușoară. Dar și la probele scrise, cum, la ce te aștept? Am așteptări foarte mari. Tocmai româna cred că o să-mi pună puține probleme, că este mai mult de tocit de învățat. O să dau la matematică și informatică următoarele probe și mă descurc mai bine acolo. La proba de română, în principal, am cele mai mari emoții, că nu sunt prea mult cu româna. Pe scrisă? Că, da, cea scrisă. Oralul nu este, adică nu fac atât de mari probleme pentru oral. Dar, da, acum vom vedea ce va fi. La Colegiul Național Mihai Viteazul din Ploiești sunt înscriși la bacalaureat anul acesta aproape 300 de elevi. Reprezentanții unității de învățământ se așteaptă la un grad mare de promovabilitate, așa cum s-a întâmplat și în anii trecuți, și multe note de 10 obținute de absolvenți.